și să parcurgem toate momentele dureroase, încercările, bătăile, judecata nedreaptă și purtarea crucii grele până la locul răstigniei. În seara aceasta i-am cântat pe rodul și apoi am făcut procesiune în jurul bisericii cu Sfântul Epitaf. Adică cu icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos a dormit poporul de pe cruce. Și apoi cu așezarea Lui în mormânt. Vedem că toată această perioadă ne-a îngăduit-o Dumnezeu, ne-a lăsat, ne-a dat, ne-a oferit-o, spre a înțelege, practic, ce este mai important pentru noi oamenii ca să dobândim Împărăția Cerurilor. Ce este mai important pentru fiecare din noi ca să dobândim fericirea cea veșnică. Dacă privim la ziua Duminica Florilor, vedem că Hristos a intrat în chip glorios în cetatea Ierusalimului. Și oamenii și-au așezat hainele în fața Mântuitorului Hristos, ca să treacă peste ele cu asinii pe care ședeau. Alții au tăiat stâlpări de venit. Și cântau cu toții, Osana bine este cântat cel ce vine din Mântuitorului. Cântau pentru că Hristos i-a impresionat atât de mult încât ei doreau ca să-l așeze rege, să elibereze practic de sub stăpânirea romană care era poporul Israel. Și-au făcut calculele foarte bine cu ei. Cu o zi înainte, sâmbătă, la Gaza, pe calendarul noastră, Mântuitorul Iisus Hristos l-a înviat pe Lazar, cel din Betania, mort de 4 zile. Și s-au minunat și vestea aceasta s-a dus în tot ținutul Ierusalimului. Și și-au zis, păi ce rege mai bun găsim noi decât pe unul ca acela care învie morții? Și dacă el are această putere de a învia morții, înseamnă că noi nu trebuie să ne mai temem de moarte, că El ne va fi adevărat. Da, așa este. Numai că planul lor a fost strict lumești. L-au văzut pe Hristos vindecând în decursul timpului bolnavi. Nimic mai potrivit. Dacă vom avea o rege care vindecă și anunță boala, înseamnă că noi nu vom mai suferi de nici fel de doar. E bun pentru rege. Au văzut că Hristos a mulțit pâinile și a sătrat mii de bărbați, femei și copii. Și a zis, dacă omul acesta poate să mulțească și pâinea, atunci sigur că vrem un asemenea rege, că nu vom fi nevoiți să mai muncim, să ne câștigăm pâinea din sudoarea frunții. Și iată, o va mulți eu, din 5.000 face așa minune încât să sape peste 5.000 de bărbați și să mai rămână încă 12 coșuri de primituri. Nimic mai potrivit decât să avem rege. Numai că Hristos toată perioada cât le-a vorbit, le-a vorbit despre împărăția sa, dar nu despre împărăție pământească, ci despre împărăția cerurilor. Pentru care voia să-i pregătească atât de mult și să înțeleagă că nimic nu este
mai importante în lumea aceasta ca dobândirea Împărăției Cerurilor. Acesta era Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Hristos, pe care îl predica copiii și le vorbea despre Împărăția Cerurilor, despre fericirea cea veșnică și nici de cum despre bogățiile lumii acesteia. Dar vedem că planurile acestor oameni n-au durat mult. Pentru că au văzut că Hristos nu este interesat de stăpânirea aceasta a noastră. Și atunci ce-au făcut? La doar 3 zile ce-au strigat? Ia-l răstignește. Noi legea avem. Și după legea noastră trebuie să moară. Ne întrebăm, de ce a gândit Dumnezeu? Pe de-o parte, ziua de duminică, ziua Bucuriilor, cu așa strălucire și frumusețe. Iar pe de altă parte, la câteva zile a venit acest nor negru cu vânzarea Iuda, cu lepădarea lui Petru, cu judecata cea neagră, cu răstignirea pe cruce. Toate acestea, de ce le-a mai îngăduit Dumnezeu? Dacă totuși a fost acea zi de lumină, Duminica Florilor. Și părinții, sfinții părinți, ne răspund. A îngăduit Dumnezeu toate acestea, ca noi oamenii să învățăm cât de ușor trece gloria lumii, să nu creadă cineva că dacă a ajuns într-o poziție înaltă, pe un post de unde are putere, va fi pentru totdeauna. Nu. Gloria lumii trece repede. Și Hristos a vrut să ne arate că trecând așa de repede această glorie a lumii, noi trebuie să-i urmăm lui. Și cuvântul lui pe care l-a vorbit pentru Împărăția Cerurilor. Cel ce vrea să vină pe mine, să se lege de sine. Acesta este mesajul din această săptămână. Cel ce vrea să vină pe mine, să se lege de sine. Să-și ia crucea și să urmeze pe mine. Dacă ar fi fost o altă cale, mai bună, mai ușoară, de a dobândi Împărăția Cerurilor, Dumnezeu, Hristos ne-ar fi arătat. Sau dacă nu ne-ar fi arătat, cel puțin ne-ar fi vorbit despre o altă cale. Dar nu ne-a vorbit niciodată decât de purtarea crucii. Și care sunt crucile noastre pe care trebuie să le purtăm? Fiecare în parte. Și noi ca nație. Și lumea întreabă. Sunt toate încercările din fiecare zi care vin asupra noastră. Sunt bolile prin care trebuie să trecem. Sunt nedreptățile la care suntem supuși sau suntem supuși de sau. Sunt momentele în care pierdem pe cineva drag și inima noastră este se umple de durere, de suferință. Toate acestea și multe altele le cunoașteți dumneavoastră de mine. Când soțul nu-și înțelege soția, când soția nu-și înțelege soțul, când copiii nu sunt ascultători, când părinții n-au capacitatea și strâng copiii aproape, toate sunt încercări, durere și suferințe pe care sunteți chemați să le purtați. Și această purtare a crucii
Acestor suferințe aduc balsam de mângâiere, de binecuvântare, cu o condiție. Dacă îl primim ca din voia și din mâna lui Dumnezeu. Dacă ne împăcăm cu încercările noastre și spunem, Doamne, mi-e greu să port această cruce. Doar să ne dreptat? Sau faptul că m-am găsit cineva? Sau m-a jignit? Sau m-a nedreptățit? Mi-e greu să port. Dar te rog, Doamne, Tu să fii pe mine. Tu să fii Cel care m-a ajuns să port această încercare, această cruce, pentru că eu nu pot nimic fără tine. Și așa este, să știți. Nu putem nimic fără Hristos. Nu putem nimic fără Dumnezeu. Indiferent ce lupte ar veni asupra noastră, să nu vă descurajați. Este chemarea lui Hristos. Nu vă temeți. Îndrăzniți. Eu m-am gândit lumea. Asta ne spune Hristos. Nu o spune vreun oarecare, vreun pământean. Dumnezeu ne cheamă la curaj. Să îndrăznim. Să ne putem crucea, că El ne ajută să putem. Să nu ne lepădăm. Precum a făcut-o, iată, Iuda, care l-a văzut. L-a vândut. L-a fiertat și pe Iuda. Dacă s-a fi trăit precum Petru. Și Petru s-a vândut. Dar prin căința sinceră, Dumnezeu l-a reașezat în demnitatea sa de apostol, din care Iisus. De altfel, pe fiecare din noi, Hristos ne așteaptă, ne cheamă, ne așteaptă cu brațele deschise să renunțăm la răutățile noastre, la păcatele noastre. Să ne aruncăm în brațele Lui. Cu toată nădejdea, cu toată încrederea. Numai cu Hristos vom putea să privim. Numai cu Hristos vom putea să câștigăm lupta noastră din lumea aceasta. Cum să ne aruncăm în brațele Lui Hristos? Căindu-ne în păcatele noastre. Mărturisindu-ne păcatele cu sinceritate. Cu sinceritate. Cu căință profundă. Și ceea ce este cel mai important, am spus-o de multe ori și o repet. Cu capacitatea de a ierta pe toți aceia care m-au rușit. Necondiționat. Și de aceea iertare de la ceea pe care noi am spus într-un fel sau altul. Despovedania cu adevărat, complet, este aceea care o facem cu profundă căință, dar și cu celelalte două gesturi extrem de importante. Să iertăm necondiționat pe toți aceia pe care au supărat și să cerem iertare de la ceea pe care noi am supărat într-un fel sau altul. Și așa, împăcați cu Dumnezeu, cu semene, cu noi înșine, ne unim cu Hristos, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Său la Sfânta Liturghie, dar ne unim cu Hristos și în Duh și îl primim în inimile noastre, în sufletele noastre, în viața noastră. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem marele sacrificiu pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi. Că a luat trup de om, a venit în lume, a murit pe cruce. Pe nevoie, ca să ne elibereze pe noi din opinia morții și a vrăjmașului de
mâine dimineață se va săduși Sfânta și Dumnezeiască Rătruie. Mai devreme, se întâlnia Sfântului Vasile cel Mare, Părinte Plăcer. Și suntem chemați să medităm la toate acestea și mai ales să medităm la ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a adus biruința asupra morții, pace, binecuvântare și bucurie Sfântului. Amin.